Bună dimineața. Bună dimineața la ora 1:30 deja, ce să mai. Asta e nașpa când ai mașină electrică, că nu-ți dai seama când e pornită sau nu-i pornită, că nici nu te uiți în borcă. Am decis să încep să fac car vlogging din momentul ăsta. Nu prea știu cu GoPro-ul ăsta, dar o să îmi dau eu seama pe parcurs. Sunt curios dacă toată chestia asta o să trebuiască să o editez, să o filmez, cum o să o pun pe laptop, cum nu. Că până acum mergeam cu telefonul, făceam totul cu telefonul. Mi-am descărcat aplicația aici, mă văd aici ca un fel de oglindă. Dar trebuie să vă iau cu mine trafic, pentru că nu se poate cu București aici. Mulțumesc, dragă. O să avem acțiune astăzi. Mamă, zici că abia aștept să mă cer cu lumea ca să vă arăt eu. Nu, glumesc. Trebuie să mergem pe la Edi Talent, pentru că mă întrebați în continuu și nu-i clișeu la clasic. Doamne, mulți dintre voi m-au întrebat foarte mulți când o să fac o piesă cu Jador. Și aseară până la 4-5, cred că dimineața, am stat și am vrut să-i fac lui gen o piesă, să-i scriu. Dar mă punea să zic chestii din viața mea, gen personală, că știi că așa transmit cel mai bine. Și băia asta mai filmează, că nici nu-mi dau seama. M-a pus să-i zic chestii din viața mea personală și era prea mult din viața mea acolo. Și am zis, frate, vreau și eu o parte pe piesa asta, bine, și să nu mai zic o ei și nebunii. Auzi refren, numai refrenul ăla vă zic, nici nu-l cânt, nu mai vezi cuvintele. Când te îmbeți și nu-ți e bine, nu știi cum să dai de mine. Să-mi dai să salvez numărul tău, să știu să nu-ți răspund nici măcar când ți-e rău. Băi, deci nu există așa ceva, așa. Niște versuri nebunie. Băi, mamă, ce... Mă trași cineva în privire acum, în trafic. Opa, poliția. Dar nu pot să întorc nu știu cum să întorc camera, adică la telefon. Haide, domnule, deci că vreau să ocup și o banda cealaltă. Mulțumesc frumos. Am semnalizat. Mi-aș fi întors să uitat urmă după mine. Băi, eu mor. A, nu, așa stai sigur, el. Cum ar veni el așa, nu mă întoarce capul. Dar n-ai oglinzi, măi, băiatule. A, n-are oglinzi. Vedeți, mă, tu ce cred asta? Are oglinzi. Oh, ba nu, nu mai are oglinzi. Egipt. Am văzut că acum mi-a trecut și răceala. Ca să elimin orice dubiu că aș avea coronavirus. Nu mi-a venit și mirosul și gustul și absolut tot. Sunt țiplă, sunt țeavă. Și mi-am dat seama că vreau să mă pun pe treabă. Trebuie să iasă și asta cu Ana Lescu. Trebuie să iasă și asta cu Jador. Bine, pe asta cu Jador nici n-am filmat-o încă. Dar o să termini. Gen, am cunoscut pe cineva. A, vorba lui Vali Vigilie. S-a împiedicat șmecheria când o să se lanseze melodia asta. Eu te stau, unde te-ai băgat, măi, băiatul? Băi, voi vedeți, cred că în toată mașina. Sau cred că l-am, cred că am orientat-o spre mine mai mult. Ia. Doar pot să văd. Mamă, fix geamul din lateral nu se vede. Prea aproape mergeți de mine. Și nici măcar n-am mașină mare, să zici. Că merg să-mi iau o cafea de la benzinărie și revenim cu detalii când mă apropii de Edi Talentos. Vă pup. Ca un sportiv adevărat ce sunt, mi-am început ziua. Asta e prima masă. Bine, plus o cafea, dar nu se pune. Cu hot dog și nu unul. 3, ca idei. Ca să vedeți că bine, eu fiind gemeni, eu sunt mereu la extreme, gen mereu să fiu între două extremități. Și ori mănânc super sănătos, cu dietă, cu tot ce trebuie, cu low carb, cu așa. Ori în partea cealaltă, unde mănânc foarte, foarte nesănătos. Ideea e că eu am fost ieri la o doctoriță specialistă pe diabet, care m-a luat sub aripa ei, cum ar veni. Și mi-a zis, Bogdan, uite, noi începem să facem treaba sau așa, să te facem mai bine, bla bla bla. Bla bla bla, etc, mai bine că o să suni ca și cum l-am luat în serios. Dar tu trebuie să-ți faci un... Și mi-am luat angajamentul ăsta și o să încerc să mănânc așa foarte la program, trebuie să-mi verific glicemia după și mai mult mi-e frică să... Deci minte de om bolnav, mai mult mi-e frică să nu mă certi doctorița, să-mi zic, băi domnule, dar de ce ai mâncat, decât să-mi fie frică, băi, o să mori dacă nu ții chestia asta până la urmă. Dar o să fiu un băiat exemplar, un diabetic exemplar și o să mă duc cu carnețelul frumos, uitați doamna aici glicemiri. Haide, domnule, că vreau să mă bag și eu aici. Mamă, ce pe intimidare a venit omul din spate, ați văzut? Semaforile din București. Ai timp să, nu știu, faci foarte multe chestii. Mă rog, o să mai filmez când se întâmplă chestii interesante, nu când stau la semafoare, cum am săturat de semafoare. Salut. Măi, băiatule! Ce ai? Măi, băiatule! Stai să văd dacă am dat drumul la o camera asta, la băieții ăștia. Măi, Gucci, ce ai?
Să aici, sus. Haide. Da, l-am... M-am oprit să le iau și pe Gucci cu mine, că... Vezi că deschid geamul, să deschid parcarea, să nu cumva să pleci. Așa, mănâncă centură. Dacă ai sărit pe geam, te sparg. Ai auzit? Știi că nu pot să conduc dacă stai așa cu coada în ochii mei, Gucci. Mergem până la The Burger Factory, la prietenul nostru Alin, că trebuie să-i facem o geacă. Și vreau să probeze, am niște geci în spate. Dacă te-ai cățărat acolo, cum vrei să conduc eu așa cu tine? Am niște geci în spate, mergem să le probezi și să vedem pe care o să-i pictăm geaca cu Bosman. Te distrezi tare de totul acolo, nebunule. Este? Fii sincer. Dar de ce nu te dai jos? De ce nu poți să stai și tu jos ca un pisoi aproape normal, gen chelios? E poliția aia Gucci, da. Vezi că schimb banda, ai grijă să nu cazi, stai cu minte, da? Vezi că mă zgâri. Știi ceva? Hai, jos înapoi tu, aici în brațe la mine. Așa, gata. Mai băiatul, eu nu la pedali, în partea asta jos, hai. Așa, du-te și stai jos. Oare așa o să fii și când o să am bebeluș? Dacă da, parcă nu mai vreau copii așa de vreme. Dacă zgâri scaunul, mă supăr pe tine rău tare de totul, nu înțelegi? Măi băiatule, nu știu dacă voi vedeți. Îți place centura să te frești de ea? Nu! Mi ferești! Stai măi băiatule, că n-ai nicio căpușă! Eu te sari pe geam. Doamne, Gucci, 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 stai cu minte. Zgârii ornamente, zgârii, oprești camera, așa. Nu... Gata, stai cu minte aici, tati, zi. Zi, tati, stau cu minte aici, gata. Tati, dacă mă mângâi, eu o să stau cu minte până ajungem la destinație. Și o să mai zgârii volanul, de când în timpul îmi place mie să mă joc cu el. Nu-i de la tare de el. Zi, mama, ce părere ai de pisica asta mică? Ce are pisic, mă? E bebelușul nostru. E bebelușul meu. Nu ți-i scârbă de ea? Cum să-mi fie scârbă? Că ți-era frică prima oară. Ce faci, mă, băieturile? E scârboasă, mamă? Nu, mamă. Salut pe primătoșa Laura și pe Vlad. Asta e vlog, nu e pentru... Nu o să vadă că Laura se uită la toate vlogurile. A, da. Pune tu ce faci, mă, băieturile, mă. Mă pune tu. Gucci. Mă uit la toate aici. Gucci, frumos. Bă, cât e de somnoros, mă. Da, doamne, fie. Să luăm aproape de tare, că lumea se sperie de el. Deci nu-i fricoșul tău deloc. Nu tata nu-i place atât cum ar veni, dar nu-i nimic. Nu le-am brațe. Nu le-am brațe, nu știu de ce. E limitit, când crești el mare, să vezi totuși. Dar dacă ți-aduc un copil, mă, un bebeluș odată? Păi să mi-l aduci așa de pe stradă? Sau nu, mai al meu, vine cu cursul meu, să ai nepot cum ar veni. Păi ce, mai ai tu copil atunci al meu? Crești pe Gucci, zici că e copil. Ei, nu ești chiar așa. Ce urât e, băi. Ce urât ești, parcă. Eu ce spune, tati, că ești urât. Dar ești somnoros acum? Da, mă, eu am putut răstă, doarme și mănâncă. Atâta face toată ziua. Și să joacă. Da, și să joacă, da. Nu uita, tati, să joacă. Vreau să-l dizelez, nu vreau. Hop, asta e că am văzut ceva mișto acolo. Te joci, băi, 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 mamă, cât mi-e dat. Asta ce e? Locul ai, Vlad. Vlad, ca toate sunt. A, nu, am și eu. Cel mai puternic ieșian. Nu te joci. Mai mult ca tare. Nu te joci. Locul 3. Steelman. Focșan. Bun. Un bebeluș. Și fechera asta, fraiera, proasta, că stai, stai, proasta aici și... Ce-i tăi acolo? Te-ai gelasă? Nu, fii gelasă, că tot ești bebelușul meu. Tot ești bebelușul meu, Chira! Tot ești bebelușul meu!